așa. Iubule, salută lumea! Salută pe Vara de la Sălaj, de Vadă! Salută lumea, Nanicule! Salută lumea, că te vrea! Uite, mă, om! Om! A lăsat și pălăria jos. Așa. Avem și pe domnul Gabi. Descapa nu e bună, rușinește. Dar mai scârție mi-e un cot. Da, scârție cotul, Mihăiță. Nu mai sta și hai la treabă să găsim ceva. Că ne bate oamenii ăștia pe YouTube, că n-am găsit nimic până acum. Câteva monede. O să caut puțin pe Nanicu, că l-am pierdut. Nanicule, m-auzi? Fii atent, dragi prieteni, cât a lanțul de aur a găsit Silviu. Silviule, ce-ți cumperi tu cu lanțul ăsta? Iau un trabant. Un trabant? Ajunge, că nu-ți mai dau eu. Dragi prieteni, am descoperit o monedă, Neanicu e pe undeva pe acolo. Neanicule, hai tu onoarea să vi s-o scoți sâmbă. Hai să o curățăm să vedem despre ce este vorba. Deci am găsit, dragi prieteni, o monedă din 1867, 5 bani, are o patină incredibil de frumoasă, incredibil, inclusiv stema. Ia uitați cum arată. Deci este fenomenal de frumoasă. Incredibil. Frumoasă foc. Uite, mâncați aici falata, crețare. Da, și prieteni, Silviu a dat lovitura. Ai de viața mea cât de frumos și ce patin are. Hai să-l ștergem, puțin să vedem din ce an e. 1816 am văzut anul direct. Hai să-l ștergem puțin. Silviu a dat lovitura. Imediat după ce am găsit o monedă, un crățar din 1816. Uitați-l aici pe haiducul. Silviu, vă felicitări. Este de o monedă de pus în vitrină. O monedă de pus în vitrină. Foarte frumos și patina este incredibil. 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 Incredibilă patina. 1816. Ia, dragi prieteni, Silviu mă anunță că încă o monedă a descoperit. Ia să vedem. Ia, domnul haiduc. Ia să vedem ce ai descoperit tu. Deci a doua monedă, da? Nu, uite la nimic. Ia. Ai de capul meu că dacă... Băi, deci nu se poate. Ia dă-l cu ace, băi, Nenicule. Băi, ești nebun. Ce vorbești, băi, băiatule? Ia uite ce monedă acolo. Băi, băiatule, mâncați ăștia. Mâncați ăștia, le-am putea ce monedă mare. Ia ce mai e. Hai să vedem, curățăm și revenim. Dragi prieteni, mă întreb către Neanicu, se pare că și Neanicu a dat lovitura. Neanicule, ia uimește-mă, să nu zici că e mai veche ca a mea. Ia să vedem noi ce a găsit Neanicu. Ai de viața mea, ia, 1800. Opa! Opa, tot crețar. Iată că Neanicu a găsit un crețar. 1800, da. Din păcate patina pe față nu se mai vede, dar avem stema care ne spune și ne indică faptul că este un crețar. Frumos. Bravo, Neanicu, felicitări. Poftim. Auzi? Dar o treabă care nu o înțeleg. Mie mi-a dat 92.
Păi cam așa dă, cam așa dă crețari. Neanicu iar a descoperit o monedă, ia scoate-o de acolo, Neanicu, să vedem despre ce e vorba. Tot crețar. Mamă, tot crețar. Neanicule, da, ia dă-o puțin așa, să ne uităm așa. Dă-i cu solul. Aici ai găsit multe. Ai de viață, e crețar de la mare. Ori lepta grecești. O să ștergem puțin și revenim cu video, să vedem despre ce este vorba. Dar din ce vedem noi este crețar. Da, e crețar. Crețar 100%. O să ștergem și revenim. 1816, la fel ca lui Nasiliu. Nasiluică, care a găsit-o. Haiducu, uite-l aici. Haiducule, 1816. Mamă, ce bine arată. Trească. Ia, Nanicule, felicitări. Așadar, am mai găsit o monedă. Am scos-o de aici, din groapa asta. Nu știu din ce an este. E frumos. Ea e cu porumb. O să o spălăm puțin. 1938. Da, 1938. Foarte frumos. Și bine întreținut. Frumos. Te duci cu ele? Ia uite, dragi prieteni. Un clopoțel din bronz. Cu aproximație 100 de ani. Foarte tare. Ce frumos. Silviu a găsit o contra greutate de cântărit. Probabilitatea să fie vreo 80-90 de ani. Erau să punea pe balanțele alea. Frumos. Silvica, bravo. Să fii sănătos. Și sper să găsește zaurul ăla. Așadar, mai găsit unul. Cred că e un pieptene. Foarte vechi. Nu știu perioada. Cam atât, dragi prieteni, pentru astăzi. Ne îndreptăm către mașinuțe. Băieții mă așteaptă acolo. Neanicule, ai băgat haurul în mașină? Zi, ai băgat haurul în mașină? Cam atât am găsit pentru ziua de astăzi. Până data viitoare, numai bine. Și nu uitați să vă abonați acolo pe canal. Îl aștept și pe Sergiu să vină. S-au adunat cam toți băieții. Numai bine și la revedere!